seara și bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăsnea și iată care sunt principalele subiecte ale serii. 100 de persoane au ajuns la spital în urma căderilor pe gheață. Licitația pentru transportul public de persoane nu s-a încheiat încă. Săptămâna viitoare va fi stabilit câștigătorul. La început de an, DGASPC Giurgiu a comunicat faptul că numărul persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap este în creștere. Cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 1 ianuarie. Și în acest an, județul Giurgiu primește bani foarte puțin de la bugetul de stat. Primăria Giurgiu a lansat astăzi o campanie de colectare de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru persoanele defavorizate de la Giurgiu Nord, respectiv pentru oamenii străzii adunați de poliție și duși la adăpost. Giurgiuvenii, care au în dulap haine groase și nu mai le sunt necesare, le pot dona în cele două puncte de colectare stabilite de municipalitate, cel din incinta cantinei de ajutor social și cel de la sediul Direcției de Asistență Socială de la Giurgiu Nord. Donațiile pot fi făcute zilnic în aceste locații în intervalul orar 8-16. Continuăm acum știrile. Deși în presa locală s-a scris că licitația ar fi fost deja gata și s-ar fi dat și numele firmei câștigătoare, Primăria Giurgiu a informat astăzi pe site-ul oficial cum stau lucrurile cu adevărat în cadrul licitației pentru transportul public de persoane. Numele firmei câștigătoare se va afla abia săptămâna viitoare. Procedura de licitație a Serviciului de Transport Public de Persoane în municipiul Giurgiu continuă. După ce luni, 5 ianuarie, au fost deschise plicurile care conțineau documentele de calificare, joi, 8 ianuarie, au fost desigilate ofertele financiare. La licitație s-au înscris inițial 4 firme, dar în urma primei etape, de luni, una din cele 4 a fost eliminată din cauza lipsei unui certificat. În urma deschiderii ofertelor financiare, Comisia de Evaluare a convenit să solicite celor 3 societăți participante clarificarea anumitor aspecte în ceea ce privește ofertele depuse. În acest sens, astăzi, 9 ianuarie, au fost trimise celor 3 societăți solicitări de clarificare, iar săptămâna viitoare, după ce se vor primi răspunsurile, se va stabili punctajul total și va fi desemnat câștigătorul licitației. Noul operator va trebui să asigure condiții moderne de transport, să introducă noi trasee de circulație, care să includă și zonele Pictor Andreescu, Pictor Grigorescu, Bălănoaiei sau Ghizarului, dar și să doteze mijloacele de transport cu aparate pentru citirea cartelelor. Vă reamintim că în octombrie 2014, consilierii locale au aprobat concesionarea Serviciului de Transport Public Local de persoane. Intenția municipalității este de a oferi cetățenilor un serviciu de transport în condiții moderne, urmând a fi introduse rute suplimentare și de a se implementa un sistem modern de taxare. De la începutul anului, 100 de persoane au ajuns la spital din cauza căderilor pe gheață. Astfel, numărul de accidentați aproape s-a dublat față de perioada dintre Crăciun și Revelion. Așa cum era de așteptat, gheața de pe trotuare din ultima vreme a adus un număr mult mai mare de persoane la Spitalul Județean Giurgiu. Astfel, secția de ortopedie a spitalului a tratat 58 de persoane care au suferit leziuni, fracturi sau entorse în perioada dintre Crăciun și Revelion. Ceea ce este mult mai grav este că de la începutul anului și până în prezent, fix 100 de persoane au venit la secția spitalului cu astfel de leziuni. Și anul acesta a debutat cu stângul din punct de vedere al comunicării pe care Spitalul Județean o are cu mass media giurgiuveană, redacția noastră reușind cu greu să obțină informațiile solicitate. Nici acum bucăți bune din trotuare nu au fost dezăpezite, iar giurgiuvenii trebuie să fie foarte atenți cum merg pe stradă. Soarele și gerul de peste noapte au transformat străzile municipiului într-un patinoar veritabil. Din acest motiv, locuitorii orașului sunt nevoiți să pășească cu atenție și trebuie să poarte încălțăminte adecvat acestei perioade a anului. În perioada sărbătorilor de iarnă, treburile gospodăresc se înmulțesc, iar timpul petrecut în bucătărie crește. Din acest motiv, uneori apar și accidentele, iar cele mai frecvente sunt produse de neatenție, așa cum este cazul arsurilor, care din păcate se vindecă mult mai greu în sezonul rece. Cele mai frecvente accidente petrecute în bucătărie sunt arsurile, fie că provin de la o simplă tigaie, manevrată greșit sau, mai grav, uneori de la apă fierbinte sau ulei încins. Arsurile se încadrează în 4 grade, iar de cele mai multe ori cele provocate în urma accidentelor din bucătărie sunt clasate în gradul 1 sau 2. Ce trebuie să facem imediat dacă trecem printr-o astfel de situație, ne-a spus doctorul Cosmin Georgescu. Soluția în astfel de arsuri este să folosim o serie de pomezi și de creme care au un efect de dermatologie, o vindecare, de vindecare a pielii. Acolo unde bășicile sunt mari, ele trebuie sparte, dar cu ceva steril, deci de către un medic, și curățate. Și dacă se consideră că acolo a intervenit o suprainfecție, adică rănile devin melicerice, galbene, ca mierea, purulente, atunci stafilococii și streptococii, care există din abundență pe tegumentul nostru, în condiții normale, își găsesc un mediu prielnic și pot să producă acolo o suprainfecție. De aceea antibioticele cu spectru dermatologic sunt
indicate. Comprese reci, albuși de ou sau pur și simplu ulei sunt cele mai folosite soluții atunci când se produce o arsură, dar ce trebuie să facem mai exact pentru a aplica un bun tratament? Se recomandă de asemenea ca în astfel de arsuri să se evite pe cât posibil ieșirea în frig sau într-un mediu foarte cald, adică evitarea apei fierbinți sau a gerului de afară, astfel încât să se permite cicatrizarea și vindecarea în condiții optime a rănii. Statistică îngrijorătoare: în județul Giurgiu, în anul 2014, numărul persoanelor cu handicap a crescut cu aproape 800, ajungându-se la un total de circa 9400 în tot județul. Datele au fost făcute publice de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. În urma bilanțului pe anul 2014 făcut de către DGASPC Giurgiu, a rezultat faptul că numărul persoanelor ce se încadrează într-un grad de handicap a crescut. Dacă la începutul lui 2014 numărul era situat în jurul la peste 8.000 de persoane, la sfârșit de an, acesta ajunsese la 9.391 de persoane adulte încadrate într-un grad de handicap. Pentru anumite afecțiuni, numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap s-a menținut relativ constant în anul 2013 și în anul 2014. Astfel, din evidențele instituției, reiese că la începutul acestui an, 650 de persoane din județul nostru au certificate de încadrare într-un grad de handicap pentru că au întârziere mentală medie. 223 de cazuri reprezintă persoane cu deficiențe auditive, iar 427 de persoane au certificate de handicap întrucât au fost diagnosticate cu schizofrenie. Cele mai mari creșteri înregistrate au fost în rândul persoanelor adulte care suferă de Alzheimer, Parkinson, cancer mamar, dar și persoanele cu diabet insulinodependent. Cele mai multe persoane cu handicap locuiesc în mediul rural, fiind vorba de un procent de 67%, în timp ce diferența de 33% este atribuită în mediul urban. În anul 2014 a crescut numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap pentru că suferă de boala Alzheimer, de la 800 de persoane în anul 2013 la 1017 persoane în anul 2014. De asemenea, a crescut și numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap pentru că au fost diagnosticate cu boala Parkinson, de la 199 la 230 de cazuri, precum și numărul persoanelor cu diabet insulinodependent, de la 593 la 733 de cazuri, sau cancer mamar, de la 254 de cazuri în anul 2013 la 279 cazuri în anul 2014. Statistica ridică semne de întrebare cu privire la cauzalitatea acestui fenomen, dar și la cum poate fi prevenită o creștere alarmantă în acest caz, mai ales că vorbim de afecțiuni ale secolului, respectiv diabetul, cancerul sau Alzheimer, și nu de boli cu care se nasc pacienții. În contextul scupirilor de început de an, iată și o veste parțial bună. Ajutorul de înmormântare a crescut anul acesta cu 117 lei, ceea ce procentual reprezintă o majorare de 5%. Astfel, suma ajunge la aproape 2500 de lei. La sfârșitul anului trecut a fost aprobat noul buget al asigurărilor sociale de stat, iar ca rezultat, cuantumul ajutorului de deces a fost mărit cu peste 100 de lei. Da, ajutorul de deces, în urma aprobării legii bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, a fost majorat pentru anul 2015 de la 2.298 lei la 2.415 lei. În cazul decesului unui membru de familie sau al asiguratului pensionar, ajutorul de deces este jumătate din valoarea ajutorului de deces, integrală 2.208 lei. Persoanele care pot beneficia de ajutor sunt membrii familiei sau orice altă persoană care poate face dovada că a suportat cheltuielile de deces. Ajutorul se plătește în cel mult 24 de ore de la solicitare de către angajator, societatea de asigurări sau casa de pensii. Anul trecut, la nivelul județului Giurgiu, au fost acordate prin casa de pensii 3.572 de ajutoare de înmormântare, cele mai multe din cazuri fiind înregistrate la începutul anului și în lunile de vară, iulie-august. Giurgiuvenii au avut grijă să nu intre noul an cu datorii foarte mari. Sărbătorile i-au cam lăsat fără bani, iar de la anul 2015 așteaptă măriri de salarii, de pensii, dar și mai multe locuri de muncă disponibile. Ați intrat cu datorii în noul an? Da. La ce? Cred că la impozit. Și ați cheltuit mai mult de sărbători, ați rămas fără bani după perioada aceasta? Sigur. Iar din punct de vedere financiar, la ce așteptări aveți de la anul 2015? Sper să fie mai bine ca anul trecut. Sperăm. Nu știu. Depinde de lucrările care le are șantierul. Un nou an cu datorii? Eu nu. Sărbătorile de an ați cheltuit mai mult decât vă așteptați? Cum vreți să-mi ziceți? Nu. Sunt pensionară și n-am cheltuit. M-am limitat cât am avut. Am făcut și economii. Mă bucur să aud asta. Ce așteptări aveți din punct de vedere financiar de la noul an?
să ni se mărească pensiile, să avem și noi un trai mai bun anul acesta. Și tineretul locuri de muncă pentru tineret. Referitor la sărbători, ați cheltuit mai mulți bani decât vă așteptați? Tot așa. Așa e bani. Și la ce vă așteptați din punct de vedere financiar de la noul an? Să fie mai bun, să fie locuri de muncă. Ați intrat cu datorii în noul an? Din păcate, da. La ce ne puteți spune? Taxe și impozite, credite. Referitor la sărbători, ați cheltuit mai mulți bani decât vă așteptați? Ați rămas fără? Am rămas fără, dar n-am cheltuit mai mult. Și din punct de vedere al anului 2015, strict financiar, la ce vă așteptați? La mai bine. Ați intrat cu datorii în noul an? Da. La ce ne puteți spune? La un frigider. Din punct de vedere al sărbătorilor, ați cheltuit mai mult, ați rămas fără bani? Foarte multe am cheltuit, că n-aveam deloc. Dacă am luat frigider, că s-a stricat carnea. Iar strict financiar la anul 2015, la ce așteptări aveți? Nici o așteptări. 50 de lei care îi dă la pensie, la pensia mea 50 de lei, înseamnă 50 de pâini. Ce mare șmecherie! Să mărească pensiile eșalonat, cei care au pensii mici, dea procent mai mare. Îi dă la ăla cu 100 de milioane, tot 5%, ăla ia 5 milioane și ăsta n-are 5 milioane. Păi e corect? După 9 ani în care s-a retras de politică pe motiv de incompatibilitate, fostul prefect de Giurgiu și fostul președintele organizației municipale a PNL, Noru Stănișteanu, a reintrat în politică. La cererea sa, acesta a redevenit membru al PNL Giurgiu și cooptat ulterior ca membru în biroul politic teritorial al partidului. Fostul prefect liberal de Giurgiu, Noru Stănișteanu, a ieșit din politică în 2006, odată cu modificarea legii înalților funcționari publici, care impune ca aceștia să fie apolitici. După o activitate impresionantă în structurile administrative și ministeriale ale statului, Stănișteanu s-a întors la Giurgiu, unde a cerut să fie reprimit în rândurile organizației PNL. Adeziunea acestui a fost aprobată marți, tot atunci fiind cooptat în cadrul biroului politic teritorial al partidului. Din anul 2006, când funcția de prefect a devenit funcție de înalt funcționar public, a trebuit să îmi prezint retragerea din rândurile oricărui partid politic, sigur că atunci eram membru al Partidului Național Liberal. Ulterior am îmbrățișat această carieră de înalt funcționar public. Noru Stănișteanu spune că sufletește nu a plecat niciodată din PNL și că în această perioadă a urmărit cu atenție politica giurgiuveană și activitatea liberalilor giurgiuveni. Cu sufletul am fost întotdeauna lângă Partidul Național Liberal și am urmărit cu interes scena politică, ca un fiind observator, sigur că da. Și pe 22 decembrie, atunci când mi-a apărut decizia de transfer semnată de premierul Ponta, am luat decizia ca pe 23 să îmi depun adeziune de reîntoarcere în rândurile Partidului Național Liberal. Întrebat de jurnaliști dacă își dorește să ocupe o funcție importantă în PNL, ținând cont că în trecut a fost președinte al organizației municipale, Noru Stănișteanu a declarat că nu s-a reîntors în PNL pentru vreo funcție anume. Nu am venit pentru nicio funcție. Am venit să pun numărul acolo unde m-am consacrat și partidul care, la rândul, din partea căruia la rândul meu, am primit, cum să spun, destulă încredere în funcțiile pe care le-am deținut. Nu asta mă interesează, ci mă interesează dacă putem să facem o reconstrucție și chiar cred în asta, de așa natură încât să ajungem iar prima forță de județ. Guvernul a modificat în cursul anului trecut prevederile care stabilesc criteriile de alocare a bugetelor județene. Noile prevederi nu vor aduce nici anul acesta suficienți bani în județul Giurgiu, deși acesta este unul dintre cele mai sărace județe din țară. Acest fapt va face ca încă un an să avem parte de investiții puține și să se împiedice reducerea decalajului economic dintre județul Giurgiu și celelalte. Deși legea bugetului de stat pentru 2015 a fost aprobată la finele anului trecut, până în prezent, Ministerul Finanțelor nu a transmis cifrele către consiliile județene. Mai mult, modificările aduse legislației nu par să-i mulțumească pe președinții de consilii județene, administrațiile teritoriale fiind dezavantajate de aceste modificări. Până la ora aceasta nu ne-au venit datele de la Ministerul de Finanțe. Trebuie să vă spun că toată procedura de alocare a sumelor a fost modificată.
Fost membru al Comisiei de Buget Finanțe din cadrul Senatului României, Vasile Mustățea spune că în trecut verifica personal la minister ce sume sunt alocate județului Giurgiu. Astăzi, în calitate de președinte al Consiliului Județean, Mustățea spune că, din păcate, odată adoptată legea, parlamentarii nu mai au nicio posibilitate să intervină în favoarea județului Giurgiu. Păi acum nici nu aveau ce să ceară parlamentarii noștri, pentru că sumele care se repartizează sunt după ce s-a aprobat legea și ei nu mai au niciun fel de posibilitate să intervină în acest proces. Da? Nu știu dacă eu sunt nemulțumit ce fac. Vasile Mustățea a mai declarat că modificările aduse legii sunt mai degrabă îndreptate împotriva descentralizării și că este foarte puțin probabil ca un minister să cunoască mai bine relațiile din teritoriu decât un ales local. Eu cred că descentralizare înseamnă să aduci decizia cât mai aproape la autoritatea care este cea mai aproape de cetățean. Eu văd că descentralizarea la mine înseamnă să duc decizia cât mai departe de cetățean. Să o duc la ministere. Adică dacă acolo un minister știe despre tot ce trebuie în România, la 4.000 și ceva de localități câte sunt în România și care sunt necesitățile efective ale fiecăruia, eu am mici rezerve. Aflăm cum va fi vremea din rubrica Meteo prezentată de Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. În sfârșit avem vești bune. În acest weekend vremea va continua să se încălzească, astfel că va deveni ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată. De la vremea geroasă și temperaturi de minus 15, chiar minus 18 grade, vom ajunge până duminică, conform meteorologilor, la valori de până la 8-9 grade Celsius. Sâmbătă va fi mai mult înnorat, dar condițiile de precipitații sunt reduse. Vântul va continua să sufle slab spre moderat și temperatura maximă a zilei se va situa în jurul valorii de 5 grade. Peste noapte nu se vor mai înregistra valori cu minus, astfel că minima va fi de 1 grad. Duminică lucrurile vor arăta și mai bine, vom avea cer senin, soare și temperaturi mai mult de primăvară decât de iarnă. Maxima zilei de duminică va atinge valoarea de 9 grade Celsius, însă după lăsarea nopții există condiții slabe de precipitații, iar vântul va sufla moderat. Minima nopții de duminică va fi de 1 grad. Domnilor și domnilor, acestea au fost datele despre vreme. Eu sunt Dana Ruse și vă doresc un weekend minunat! Haideți să revedem acum principalele știri pe scurt. 100 de persoane au ajuns la spital în urma căderilor pe gheață. Licitația pentru transportul public de persoane nu s-a încheiat încă. Săptămâna viitoare va fi stabilit câștigătorul. La început de an, DGASPC Giurgiu a comunicat faptul că numărul persoanelor adulte încadrate într-un grad de handicap este în creștere. Cuantumul ajutorului de deces a crescut de la 1 ianuarie. Și în acest an, județul Giurgiu primește bani foarte puțin de la bugetul de stat. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, să aveți un weekend plăcut, pe curând!